Uniunea Europeană va dispune începând din 13 decembrie de vaccinuri adaptate pentru copii. Serurile au fost deja aprobate de Agenția Europeană a Medicamentelor. Agenția Europeană a Medicamentelor a sprijinit săptămâna trecută extinderea actualei licențe europene a companiilor farmaceutice Pfizer și BioNTech pentru utilizarea vaccinului împotriva COVID-19 la copiii cu vârste cuprinse, între 5 și 11 ani, deși într-o doză mai mică decât cea administrată copiilor de peste 12 ani. Vaccinurile sunt bune, dar nu știu, la copii nu știu să spun. Vaccinurile trebuie făcute. Și eu m-am vaccinat, dar de copii nu știu. Nu am părere bună. Nu am părere bună. Și copiii trebuie protejați tot așa, într-adevăr. E un virus care trebuie să ne ferim de el, dar nu înseamnă că să băgăm microbi în corp care să omoare alți anticorpi. Conform agenției, vaccinul va fi administrat în două doze la interval de 3 săptămâni între prima și a doua doză. Nu prea sunt de acord cu vaccinurile pentru copii. Hai că pentru noi adulți, mai ales că părerea mea sunt niște vaccinuri, să zicem, experimentative. Da? Nu au nicio, să zicem așa, o vechime cum are vaccinul antigripal sau alte vaccinuri care au într-adevăr în urmă o istorie și o, să zicem, o imunitate. Ăștia până la urmă s-au făcut foarte rapid, nu s-au făcut foarte multe probe și toate celelalte. Deci pentru copii părerea mea zic că nu ar fi ok. Italia a aprobat la 1 decembrie vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, în timp ce autoritatea de reglementare din Franța a susținut acest lucru pentru copiii cu risc ridicat și pentru cei care trăiesc în preajma persoanelor vulnerabile. Republica Cehă a recomandat vaccinuri pentru 700.000 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, iar Ungaria a început vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani la jumătatea lunii mai.